Asociația Alături de Tine 2007, coordonată de Mirela Marcu, a derulat în cursul acestei săptămâni o campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici. Alături de ea s-a aflat o echipă de medici veterinari și voluntari din Olanda. Primăria Comunei Cozavod a susținut campania de sterilizare, punând la dispoziția asociației două clase într-o școală. I would like to. I'm fond of the people here. I think they're very friendly, very proud people, very nice, yeah. And there's a lot of work to do here for the animals. And with some friends, we like doing this. It's a holiday, but an active holiday for us. And we help many animals and people, which is nice. The last year was not possible because of COVID. But we intend to come back next year and also to inspire other vets and volunteers to help us, because if you, this is important, the sterilizing of animals, but if you don't continue it, they will start reproducing again, so you need to have sterilization pressure on the whole population for the life of all the animals and also the people to get better. Hopefully the next few years it will be possible to come back here and to do this spaying. There's some of the vets here have more experience than others. That's why we do need a team, because we focus on the surgery, and we need a whole team to prepare the animals, to register the animals, to know which one belongs to who. Yeah, they bring them in, and we do the surgery, and our colleagues do the rest, and that's necessary. This clinic we have here now, this temporary clinic in the old school, is not optimal for all surgery, so we don't do orthopedic surgery. We don't have all the possibilities that we're used to in a normal clinic. This is like a bit like an emergency clinic. Yeah. Dă-ne pe aia momentă despre campania pe care o derulez în această săptămână. Ce să spun, pregătirea ei a durat ceva timp, pentru că ei mi-au spus cu ceva timp înainte că vor veni. Noi am promovat evenimentul, oamenii au răspuns destul de bine, chiar avem multe mai multe cereri și înscrieri decât ne așteptam și de aceea sperăm să se repete o astfel de campanie în curând. Oamenii sunt bucuroși că își pot steriliza animalele gratuit, pentru că costurile în România sunt mari, dacă ținem cont de veniturile fiecăruia. Și atunci este un ajutor pe care îl oferim comunității, dar nu numai, pentru că noi aducem și animale care sunt abandonate și pe care le sterilizăm, altfel s-ar fi mulțit în locurile unde erau. Deci vorbim despre o campanie de sterilizare gratuită pentru căței și pisici. Știu că toți derulezi activitatea în mare parte pe raza Comunei Cozavodă, dar îți răspund oameni, vin și din alte zone ale județului sau este doar ceva local? Da, la această campanie cred că doar 20% au venit de pe raza Comunei, restul sunt din județ, din oraș, dar și din satele din împrejurim care au aflat despre. Cât durează această campanie? O săptămână, timp în care se sterilizează zilnic aproximativ 30 de animăluțe. Știu că periodic organizez astfel de campanii. Mai, de exemplu, o ritmicitate, le organizez o dată pe an, de două ori pe an. Ce ți-ai propus din punctul ăsta de vedere? Eu mi-aș dori să fie ceva permanent. Sper să realizez asta curând, prin construirea unei clinici care să ofere servicii gratuite de sterilizare. Este un plan al meu pentru anul viitor. Însă, din 2014 organizez și sunt diferite situații. Una în care o organizația poate veni și poate face gratuit, iar de cele mai multe ori organizația mea strânge bani pentru sterilizări și atunci când am suma necesară pentru 100 de animăluțe, o echipă de medici vine pe care o contactez eu, ei vin, sterilizează și pleacă. Depinde foarte mult de numărul de oameni înscriși în campanie și de fondurile pe care eu reușesc să le strâng în acest scop. Cum te înțelegi cu autoritățile locale? Poți colabora? Sunt alături de tine? Te ajută? Și aduc aportul în grupe? La Cozavodă pentru prima dată mi s-a oferit acest spațiu pentru care sunt extrem de recunoscătoare, pentru că ne mișcăm mult mai bine, adică e un spațiu generos, avem tot ce ne trebuie, deci este un major ajutor. Consiliul local chiar mi-a oferit sprijin de data aceasta. Și
un oraș, am contactat ceva oameni care par să fie deschiși și vor să colaborăm, însă nu am nimic concret. Pentru viitoarele campanii, dacă la această campanie nu mai sunt locuri, cum te pot contacta oamenii? Unde te găsesc dacă vor să sterilizeze animalele? De obicei, eu postez evenimentele pe protecția animalelor călăraș, este un grup cu iubitori de animale. Ei văd acolo, dar recent am văzut că și media din oraș au preluat ceva informații și atunci au postat, au făcut cunoscut și oamenii m-au contactat. We heard about her from other organizations in Holland that there was an organization called Mirella. She had a lot of animals, she was doing a good job and she was talking a lot about sterilization. And we are a group of vets and animal assistants and other people. You know, I'm a pilot, but we know a lot of people. So we decided to contact Mirella, see if we can help, because we go around helping people that have a lot of animals. And it was fantastic. She's doing a good job, so we are happy to be helping a little bit. We have now a team of 10 people. And we hope to come even back next year. So with 10 people, we are here for 1 week. And we hope we can do a lot of animals. And it's nice to see all the people that come with the animals, so friendly and happy. And we are happy to help. So hopefully next year we can come back and maybe a little bit longer. It's the first year we come here. We have been to other places in Romania. But I must say this is the first place where we have good cooperation with like Mirella, a person like Mirella who has a good of standing in the community and a good contact with the mayor, and also the mayor is fantastic that she is offering this location. It makes it much easier so we can do more work. So it's a fantastic communication and cooperation with everybody.